Te salut națiune și îți urez bun venit la nou clip, bun venit la o nouă recenzie, din nou, o recenzie despre parfumuri. Și astăzi vorbim despre o casă britanică foarte veche, pe numele său Atkinsons, iar parfumul în cauză este o colonie, o apă de colonie, la fel de veche precum casa. Vorbim despre English Lavender, pentru că despre el este vorba în această recenzie. Vorbim despre o compoziție care a apărut conform unor surse, în 1799. Deci peste 200 de ani de existență a acestei colonii pe piață, pare să că există o mică dezbatere între anumiți cetățeni în funcție de anul în care s-a lansat oficial această colonie. Unii zic că ar fi apărut în 1837, alții zic că ar fi apărut în 1799 fiind creația lui James Atkinson, fondatorul casei. Și uh, în momentul de față casa, deși la origine era britanică, în momentul de față este o casă italienească Fiind deținută de italieni, produsele fiind fabricate în Italia Însă uh, rețetele folosite sunt rețetele originale, rețetele britanice, englezești În fine, astea sunt niște informații suplimentare pentru cei pasionați și de chestii de genul ăsta Poate vă interesau, poate nu În fine, sunt publice, le puteți căuta și pe Google, nu este nicio mare filozofie și nicio mare șmecherie nu am reinventat roata. Hai să vorbim însă despre această compoziție pentru că este foarte interesantă. Dacă iubești nota de lavandă, este extrem de interesantă. De ce? Tocmai datorită faptului că această creație a lui James Atkinson conține foarte multe tonuri de lavandă. Propriu zis, conține mai multe specii de lavandă. Și vei resimți oarecum chestia asta pe perioada purtării acestei ape de colonie și o să fac precizarea asta încă de pe acum pentru că este indicat Deși concentrația este apă de colonie, performanța este una mai degrabă demnă de o apă de toaletă. Și spun asta și în contextul în care majoritatea cetățenilor sunt familiarizați cu apa de colonie a celor de la Maurer un virț, și anume 4711, care, deși nu excelează absolut deloc la capitolul performanță, nu se ridică, din punctul meu de vedere, la nivelul lui English Lavender. Asta în contextul în care eu am deținut și 4711 al celor de la Maurer în pe lângă tonurile de lavandă, din diversele specii de lavandă pe care le reîntâlnim în această compoziție, numită foarte simplist English Lavender, mai reîntâlnim și lemn de trandafir, geranium, tonuri lemnoase și cam asta este toată compoziția acestui parfum. Și cum miroase? Este întrebarea principală și de bază întotdeauna. Ei, dacă n-ați mirosit niciodată parfumul ăsta, miroase lavandă. Foarte, foarte multă lavandă chiar este un parfum care se adresează, așa cum am zis, iubitorilor de lavandă. Și dacă iubiți lavanda, ăsta, din punctul meu de vedere, este un parfum pe care trebuie să-l aveți în colecție. Neapărat. Chiar dacă este o apă de colonie. De ce zic lucrul ăsta? Foarte simplu. Pentru că tonurile de lavandă sunt foarte bine interpretate. Sunt foarte bine redate și mai mult decât atât îți induc un sentiment de naturalețe foarte, foarte profund. Lucru care de obicei se întâmplă destul de rar în parfumerie, pentru că de obicei în parfumerie elementul folosit în parfumurile cu lavandă este de fapt un substituent chimic numit lavandin. Ori aici, cel puțin pentru mine, există o diferență foarte clară de, hai să zicem, de interpretare, de redare, dar și de percepție pe care eu am asupra acestei compoziții de la Atkinsons. Și mie unul personal nu miroase a lavandin. Dacă vreți, de asemenea, un parfum excelent pe bază de lavandă, vă recomand Aud Lavender de la Montal. V-am mai spus și cu alte ocazii, pentru mine parfumul ăla este cel mai bun parfum pe bază de lavandă. Este atât de natural interpretat, sau cel puțin percepția mea asupra acelui parfum, este una atât de naturală, încât efectiv te transpune cu ochii minții în mijlocul unui câmp de lavandă pe perioada unei întregi zile, dimineața, la prânz și seara. Oarecum același lucru se întâmplă și aici în English Lavender, deși aici mai e și nota aia de geranium care vine și se amestecă printre tonurile alea de lavandă, mai e și tonurile alea lemnoase, nu foarte puternice, dar destul de puternice încât să fie sesizate și parfumul capătă o direcție puțin diferită. În ideea în care English Lavender, comparativ cu Oud Lavender de la montal, este un parfum mai vivace, mai fresh, mai... Vine să zic organic, dar nu este termenul cel mai potrivit, mai herbal. Mai herbal ar fi. Ăsta este, dacă vreți, precum mirosul pe care îl captezi în aer, aflându-te la o oarecare distanță de un câmp de lavandă. Cam asta ar fi cea mai bună descriere pentru English Lavender. Pe când cu aud Lavender de la Montal, este ca și cum ai fi efectiv în mijlocul câmpului de lavandă. De urmare, și percepția este mult mai puternică și infuzia de lavandă este mult mai, uh, hai să zicem, uh, mai puternică, în modul deosebit, pentru cei care nu sunt familiarizați cu această notă sau care nu o apreciază. Un uh, parfum care are o performanță, zic eu, decentă, ținând cont, în primul și în primul rând, de concentrația pe care o oferă, ce anume apă de colonie. La nivelul pielii mele stă undeva în zona de 6-7 ore, asta în funcție și de cantitatea pe care o aplic. La nivel de proiecție și nivel de siaj a zice că în cel mai fericit caz sunt moderate, dar pe ansamblu ambele sunt slabe și asta are din păcate legătură cu partea de concentrație a acestei compoziții, dar este un parfum bărbătesc, este un parfum masculin, este un parfum care emană masculinitate, este un parfum de tip barbershop dacă vreți să folosim termenul ăsta, este un parfum oarecum matur. Pentru mine, cel puțin, și am observat chestia asta și la mulți alți cetățeni, nota de lavandă presupune de cele mai multe ori un factor de dislike, dacă vreți, destul de ridicat, dacă, dacă poți să, să oferi astfel o scală de valoare. Nota este percepută ca fiind o notă foarte matură. Drept urmare, pe placul consumatorilor tineri nu va fi niciodată nota de lavandă, decât în cazuri foarte rare, sau cel puțin din ceea ce am observat eu până acum în decursul anilor. Însă, pentru cetățenii maturi, este un parfum excelent. Este un parfum făcut după rețetă veche, clasică. Bine, în cazul ăsta, când vorbim despre 200 de ani, clar că este veche, clar că este clasică, dar este un parfum de tip maciu, într-o oarecare măsură, pentru că nu daia de lavandă sau tonurile alea de la lavandă nu sunt sfioase nu, nu se tem să se arate, să cotropească, dacă vreți, simțurile, și implicit să-și afirme territorialitatea de potrivă. Hai să folosim termenul ăsta un parfum care merge, purtat în fiecare zi, din punctul meu de vedere, un parfum proaspăt, revigorant. Deopotrivă, un parfum care denotă masculinitate, dar și eleganță masculină în același timp, un parfum care nu încearcă să intoxice, dar nici nu este ceva pe care îl aplici pe piele sau pe fibră textilă și nu se resimte, este un parfum de bun gust, pe românește, și mult simplificat. Este un parfum pe care îl porți în fiecare zi, este un parfum pe care îl porți uh, în scenarii de tip uh, casual, activități cotidiene și așa mai departe. Poate fi implicit un parfum excelent, bărbătesc pentru condiții sau spații de uh, birou, uh, spații restrânse, încăperi restrânse și așa mai departe, dacă te desfășoare activitatea în astfel de, uh, de scenarii. Poate fi deopotrivă și un parfum uh, pentru ținută semiformală pe care să-l porți la astfel de evenimente sau de situații. Nu l-aș purta, în primul și în primul rând, la ținute și evenimente formale. Pentru că nu este făcut pentru așa ceva. Dar, în rest, factor de versatilitate și de flexibilitate, din punctul meu de vedere, extrem de ridicat. De urmare, ținând cont și de faptul că este pe piață de atât de mult timp, prețul lui este unul accesibil de o potrivă. De nu costă o avere, intră oarecum, dacă vreți, în aceeași categorie, deși nu chiar, pentru că ăsta este totuși mai scump, de vreo două ori sau de vreo trei ori decât 4-7-11 de la Maurer un Virț, dar oarecum, zicem, intră tot cam în aceeași categorie. De mare nu este ceva de speriat, nu este ceva pe care să-l treci cu vederea. Atenție! Dacă iubești nota de lavandă, dacă îți plac genul ăsta de parfumuri, dacă îți plac parfumurile astea cu aspectul ăsta, să zicem așa, matur, masculin, oarecum macho, dacă vrei să întâlnești mai multe tonuri de lavandă într-o singură compoziție, atunci acesta este un parfum care ți se adresează. Mai mult decât atât, pentru că parfumul se numește în English Lavender, interpretarea este cât se poate de britanică. Și spun asta și în contextul în care, pentru cei care sunteți familiarizați cu parfumurile casei Floris, de asemenea o casă britanică foarte veche, reîntâlnești oarecum aceeași interpretare a notei de lavandă. Nu mai are rost să mai vorbesc despre Penhaligons, de exemplu, care are niște parfumuri și, de fapt, hai să mă raportez la unul în mod principal, la Sartorial, pentru că tot este în ochii mei. Sartorial are o notă de lavandă interpretată la fel. Pur și simplu, britanicii sunt îndrăgostiți de nota de lavandă și pur și simplu știu să o interpreteze la perfecție. De urmare, întotdeauna dacă sunteți fani ai acestei note și o apreciați, lucru care mie îmi place foarte mult, mie nota de lavandă îmi place, dar depinde și de interpretare în mod evident, dacă iubiți nota asta și vreți cele mai bune interpretări, vă recomand cu toată tăria să uitați întotdeauna întâi la casele britanice, pentru că ei știu să facă cel mai bine lavanda. Un uh, parfum interesant, care primește recomandare din partea mea, dar pe care v-aș îndruma să-l testați dacă aveți ocazia. Pentru unii s-ar putea să fie ceva excelent, ceva pe care îl căutau și îl doreau. Pentru alții s-ar putea să fie ceva de genul meh și așa mai departe. De urmare, tocmai de aceea în clipurile mele eu vă recomand să testați. Testați pe pielea voastră, cumpărați un eșantion, o mostră, purtați-l de câteva ori, trageți singuri concluzii, vedeți cum se comportă pe voi, cât performează de bine și ulterior în baza propriilor voastre concluzii, nu a ceea ce spun alții în mediul online sau în recenzii, pe YouTube și așa mai departe, pe forumuri și mai știu eu pe unde, Implicit mă raportez și la persoana mea, pentru că ceea ce vă spun eu este experiența mea personală și ceea ce mi se aplică mie S-ar putea să nu vi se aplice și s-ar putea să vi se aplice, dar întotdeauna trebuie să testați voi produsul și ulterior să decideți pe banii voștri dacă vreți să-l cumpărați sau nu. Aia este strict problema voastră și responsabilitatea voastră. Pentru că dețin parfumul de peste un an de zile, m-am gândit că poate ar interesa pe cineva recenzia acestuia. dreptul mare, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez întotdeauna toate cele bune. Nu mai bine.